Fica ambasadorului, episodul 18, rezumat audio. Sanjar, care și-a dat seama că Akın a răpit-o pe Nare, s-a aruncat în mare pentru a-și salva marea sa iubire și a fost rănit la umăr. După răpirea lui Nare, Sanjar, care a fost împușcat în braț, reușește să ajungă la o barcă și pornește în căutarea ei. El se urcă pe iaht, dar când ajunge în cabina lui Nare, își pierde cunoștința, apoi cade jos pe podea. Oamenii lui Karahman aud zgomotul și când se duc să verifice ce s-a întâmplat, Nare le deschide ușa și îi minte că totul este în regulă. Sanjar este salvat de Nare, care îi scoate glonțul din braț. Pe de altă parte, în cabina în care Nare este închisă de Akın, se roagă ca Sanjar să nu moară. Din cauza unui joc pus la cale de Karahman, Gedis crede că Sanjar și Nare petrec o zi singur și se plictisește foarte tare. Menekşe îi cere lui Yahya să-l concedeze pe Loki sau îi va spune soției sale despre aventura lor. Gülsie aude conversația lor și îi spune lui Elvan, care apoi îi spune lui Gedis să-l verifice pe Yahya. Gedis o concedează pe Dudu. Gedis își dă seama că Menekşe bănuiește că Yahya a avut o aventură cu Dudu și ia măsurile necesare pentru a o proteja pe Elvan. El decide că pentru binele tuturor, cei doi nu trebuie să mai lucreze împreună și după ce îl face pe Yahya director la noua companie, o concedează pe Dudu. Ea se supără pe amândoi, dar mai ales pe Yahya, pentru că a permis să fie concediată și îl amenință că îi va spune totul soției sale. Cu toate acestea, Elvan, care este foarte atentă la detalii, își dă seama că ceva i s-a întâmplat lui Nare și îi spune lui Gedis, care încearcă să o găsească pe Nare, dar există un suspect surpriză, Yahya. Kahraman îl prinde în capcană pe Yahya, astfel încât să pară vinovat de răpirea lui Nare. După o serie de evenimente, Kahraman îi trimite un mesaj lui Gedis de pe telefonul lui Nare. El a făcut un plan prin care Yahya să pară vinovat de răpirea lui Nare și când este luat la rost de Gedis, scapă basma curată. Vă mulțumesc pentru vizionare! Dacă v-a plăcut acest rezumat, vă rog să-i dați un like și să-l distribuiți mai departe.